Bună draga mea, sunt Luna Ala. începând de luni, Venus se află în Capricorn, așadar din această săptămână răspunsurile la întrebări și sfaturile le voi publica la finalul fiecărei zodii. Venus în Capricorn te face serioasă cu privire la finanțele tale și stimulează relațiile cu partenerii și sau colaboratorii, deci îți va fi mai ușor decât de obicei sub această influență. Vei lua în serios exprimarea sentimentelor tale și vine timpul pentru a te încălzi ale de cei dragi. În general, te vei păstra cool în relații. În această săptămână ar trebui să te abții de la idei eventuroase. Prioritatea este exclusiv simplitatea și transparența. Odată cu întâlnirea cu luna decembrie, are sens să-ți reconsideri planurile pentru viitor. În primul rând, se recomandă abandonarea cheltuielilor inutile și începerea pregătirii fizice regulate. Poți fi ușor împiedicată de pesimism și neîncredere. Naturală. Sunt prevăzute situații în care merită să crezi că există mulți oameni buni și dezinteresați pe lumea. Dacă este posibil, fă un bine, dar nu spune nimănui despre această faptă nobilă. Începutul iernii este o mare șansă dacă ai plănuit să-ți îmbunătățești bunăstarea materială. Însă reține că numai capacitatea de a face compromisuri și de a-ți gestiona starea emoțională te poate ajuta. Luna decembrie poate aduce bani din cer pentru trei zodii, iar două zodii sunt predispuse să piardă tot ce au agonisit în întreaga viață, atât material cât și emoțional. Fi realistă și fericirea mică o va atrage pe cea mare. Pe 27 noiembrie, Neptun revine la mersul direct în zodea peștilor. Începe perioada orientării spirituale, morale și ideologice, revenirea la adevăratele valori morale și orientării etice. Dar mai bine, hai să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. BERBEC Poți atinge aproape orice vârf, dar numai cu o atitudine critică față de tine și chiar mai critică față de ceilalți. În caz contrar, îți va fi ușor să te înșeli singurică. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, miercuri pot apărea probleme bruște la locul de muncă, încearcă să fii atent atunci când ai de-a face cu șefii. Spre sfârșitul săptămânii vei putea finaliza o afacere importantă și responsabilă în timp util. Weekendul va fi extrem de stresant, încearcă să te relaxezi și să nu reacționezi la orice flac. Nu rata ocazia de a fermeca și de a străluci. Fi inteligentă și atractivă, asta îți va crește succesul cu sexul opus. În relațiile amoroase, încearcă să spui da mai des. Planetele guvernatoare te sfătuiesc să renunți puțin la moralitatea ta și să încerci să nu judeci pe cei care au făcut-o deja. Este posibil ca în curând să ai doar o astfel de șansă grozavă și o ieșire în decor în același timp, la care pur și simplu nu vei putea rezista. Ai grijă la măsurile preventive, este preferabilă guma și nu anticoncepționalele. Banii sunt probabil să sosească luni sau marți. În a doua jumătate a săptămânii, încearcă să nu iei decizii financiare impulsive. Vineri este bine să închei contracte și tranzacții, dar trebuie să te gândești la toate până la cele mai mici detalii și să studiezi cu atenție documentele. Acordă atenție sistemului nervos pentru a reveni într-o formă perfectă luni este indicat să nu mănânci alimente picante și grele, deoarece stomacul poate fi vulnerabil. Ai grijă cu focul vineri. În zilele următoare vei avea multe lucruri importante de făcut. Întâlniri și negocieri pot fi pe agenda. În zilele următoare vei avea multe lucruri importante de făcut. Întâlniri și negocieri pot fi pe agenda. În acest caz, poartă rubinea, îți vor oferi energie și încredere în sine și totul va trece fără probleme și îndoiele inutile. Zoica să ai încredere, dar verifică. Aceasta este una dintre principalele sarcini ale săptămânii. Georgeta, ia-o mai ușor. Nu întotdeauna cu cornițele înainte. Maricica dă aburul afară în lipsa altora. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, pentru eforturile tale vei fi răsplătită în întregimea. Îți este indicat să stai departe de orice aventuri asociate cu îmbogățirea ușoară și ofertarea dubioase. Dacă nu te pulverizezi pe lucrurile mici, atunci poți învăța multe din ceea ce îți oferă sufletul. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, în un weekend va fi un moment bun pentru a începe reparația sau cumpărarea de mobilă sunt posibile schimbări plăcute în relația cu persoana iubită. Visele tale s-ar putea realiza deodată, dar nu ar trebui să te agăți de cel ales cu un ciudat eu vreau. S-ar putea să nu poți rezista la ascuțimea rezistenței sale. Comportamentul tău caracteristic este o reminiscență a modului de comportament al copiilor care au fost pedepsiți. Te ascunzi în tufișuri. Acesta este motivul pentru care vei primi cea mai mare plăcere din ideea de a atachina un partener la nesfârșit și apoi sub un pretext sau altul pentru a evita apropierea. Cu un astfel de comportament vei dormi singurică. În prima jumătate a săptămânii este posibilă o calmare financiară. Cheltuielile neașteptate pot ateriza în mâna ta marți. Și mai aproape de vineri ar trebui să te aștepți la îmbunătățirea situației financiare și a noilor propuneri de lucru și afaceri. În următoarele zile ar trebui să acorzi o atenție specială stării coloanei vertebrale. Dacă observi dureri de spate sau de gât, chiar și o singură dată, trebuie să consulți un medic. Este posibil ca în acest fel să te poți proteja de probleme grave. Cu dansuri și sport ar trebui să aștepți puțin. Excepție face o terapie fizică în cazul în care este prescrisă și va fi efectuată de un profesionist medical. Acum te poți răsfăța cu un lucru mic, dar foarte impresionant. Dacă este posibil, cumpără smaralde. Această piatră ameliorează perfect Stresul și îmbunătățește starea de spirit. În plus, este foarte frumoasă. Livia, nu te concentra pe realizările și atașamentele din trecut. Adună-ți forța și depășește decisiv o nouă frontieră. Doina încearcă să vizitezi un spa doar ca plimbare, de două ori pe săptămână aceasta. Geluța, ai grijă la dietă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, nu subestima puterea atractivității tale. Cu ajutorul ei, ești capabilă să-ți atingi obiectivul. Omul iubit este nebun după tine, gata pentru tine și te va mulțumi cu un cadou scump. La sfârșitul săptămânii poți obține sprijin neașteptat și neprețuit din partea prietenelor. În un weekend acordă mai multă atenție familiei și casei și vei vedea că cei dragi sunt capabili să facă mai mult decât te aștepți. Nimic nu interferează cu relația ta de dragoste. Sentimentele tale sunt acum puternice și reciproce. Ai încredere în partenerul tău, el îți face plăcere, iar tu îi faci lui. Deci fiți împreună mai des. În această săptămână poți fi incredibil de atrasă de bărbații cu păr pe față, în special pe pieptul lor. Poate că acest lucru se datorează atracției tale puternice subconștiente față de un astfel de bărbat, deoarece tu crezi că numai el îți poate îmblânzi deparamentul sălbatic și te poate supune în pat. Ești sigură că vei avea un orgasm real cu King Kong? Experimentează cu maximă precauție. Situația ta financiară este destul de stabilă și promite un profit și mai important. Eforturile tale aduc rezultate. Continuă să generezi idei și să acționezi fără prejudecăți. Săptămâna aceasta, astrele îți recomandă să ai întotdeauna un calmant bun care te ajută. Eu folosesc aulin. Îți va fi util și te va bucura gândul că îl ai la îndemână, deoarece acum probabilitatea de migrene, false, crampe musculare și dureri de dinți este semnificativ crescută. Dacă disconfortul este foarte puternic, nu fi timidă și nu încerca să tolerezi situația. Consultați medicul. Protejează-te de probleme grave. Dacă dorești să primești ceva specific un cadou, acum este momentul să informezi persoana iubită despre asta. Și nu este necesar să arăți cu degetul în vitrina unui magazin de bijuterii, Un indiciu va fi suficient. Alesul tău vrea doar să-ți facă un cadou scump, trebuie doar să-i spui formula magică, quartz roz. Silvia, în această săptămână vei putea să te apropii de obiectivul prețuit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC Prima jumătate a săptămânii va trebui să lucreze în echipă, deși acest lucru îți va contrazice planurile, dar nu vei fi dezamăgită. Lasă mintea să aibă prioritatea asupra emoțiilor și vei vedea că doar o evaluare calmă a ceea ce se întâmplă îți va aduce succesul. Cariera ta merge clar în sus. O întâlnire uimitoare poate fi așteptată marți. Folosește această șansă, este probabil să găsești o persoană iubitoare și chiar un suflet pereche. Te vei simți acum atât de sofisticată în relațiile de dragoste, încât poți decide să aranjezi ceva complet uimitor, de exemplu, un spectacol fermecător cu elemente de striptease. Sau vei încerca o tehnică de sex complet nouă, acompaniată de cuburi de gheață și coniac. Săptămâna este destul de reușită și pozitivă în ceea ce privește munca și cariera luni și marți sunt posibile noi încasări în numerar. Joi îți va aduce o soluție bună a problemelor tale financiare, iar duminică merită să faci achiziții și cumpărături utile. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, săptămâna aceasta, chiar dacă nu ești dependentă, poți avea probleme cu tensiunea arterială. Stelele îți recomandă să fii atentă la elemente și substanțe care pot afecta. În special, în următoarele zile ar trebui să încetezi să folosești cafeaua. Dacă te simți rău, consultă un medic cât mai curând posibil. Încearcă dacă este posibil să nu rămâi singură mult timp. Este posibil ca săptămâna aceasta să ai Voie de capacitatea de a influența pe ceilalți, de a-i convinge sau manipula. Într-o situație similară, stelele îți recomandă utilizarea proprietăților heliotropului sau piatra sângelui. Acest mineral te ajută să-ți atingi obiectivele în relațiile cu interlocutorii. Este important doar să înțelegi ce dorești cu exactitate. Știi, acest mineral funcționează ca în tarot. Răspunsul cărților nu contează, importantă este întrebarea. Viorica încearcă să nu-ți pierzi energia cu sarcini evident imposibile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! În această săptămână relațiile cu colegii de la locul de muncă vor depinde de comportamentul, activitatea și abilitatea ta de a lua inițiativa. Fii deosebit de atentă în prima jumătate a săptămânii, deoarece în acest moment sunt posibile conflicte neașteptate pe care ar fi de dorit să le eviți. Nu încerca să demonstrezi tuturor că ai dreptate. Este mai bine să stai în umbră, timpul va judeca în favoarea ta. În un weekend este posibilă atât o creștere accentuată, cât și o scădere a activității. Dacă dai impresia că ești singură prin savană, ar trebui să înțelegi un lucru clar. Totul pare să ajungă la punctul în care relația ta amoroasă secretă poate înceta să mai fie un secret pentru ceilalți. Protejează sfericirea fragilă de ochii invidioși și de limbile otrăvite. Stelele îți sugerează acum să-ți tachinezi serios înainte de a-l admite în corp începe cu dezbrăcarea lentă în fața ochilor lui, mângâindu-te peste tot și fără să acorzi nici cea mai mică atenție privitorului. Poți continua în baie, unde te poți mângâia cu jeturi moi și persistente, din nou ignorând temporar partenerul care te privește. Îmi spui despre rezultate într-un mesaj privat. Marți este o zi de bun augur pentru a dobândi lucrurile necesare. La mijlocul săptămânii, achizițiile mai mari vor avea succes, inclusiv în imobiliare. Sâmbătă nu este cea mai bună zi pentru operațiuni financiare riscante. Acum, sistemul tău digestiv are nevoie de o atitudine deosebit de atentă. Stelele îți recomandă să excluzi din dieta marinadele carnea fumată. Ce este prăjit este mai bine pentru a înlocui cu fiert și copt. Mestecă foarte bine mâncarea. Dacă este cazul, încearcă să renunți la fumat și alcool. Este indicat să nu porți haine strânse, mulate și să-ți aranjezi patul, astfel încât bustul să fie ușor ridicat în timpul somnului. Bijuteriile vechi care au o poveste sunt singurele bijuterii la care ar trebui să acorzi atenție pe parcursul acestei săptămâni. Mai mult, astrele recomandă să-ți cumperi singure astfel de bijuterii, de exemplu la licitații sau în casa de amanet, preferabil cu o piatră Ariana, orice evenimente te vor fi nedumerit vineri, încearcă să rămâi liniștită. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara! Totul va fi în siguranță la locul de muncă, chiar și o promoție sau un bonus este probabil. Merite să te gândești la ceva nou, nu te teme de schimbare. Cea mai favorabilă zi pentru tine va fi sâmbătă. A sosit timpul perfect pentru dragoste și aventuri plăcute în acest domeniu. Dă frâu liber imaginație, dar nu trece peste limitele morale. Acum, apropo, aceasta este perioada în care persoana iubită se va încadra perfect în compania ta. Ești pregătită să îndeplinești acum orice capriciu al partenerului tău în jocurile sexuale, cu o singură condiție, să te urmărească și să te laude pentru asta. Și nu doar în cuvinte, când îți va scrie un întreg mesaj de dragoste cu apreciere pentru tot ce ai făcut, ci în fapte, pe podea, o pătură moale printre lumânări aprinse. Dacă acest lucru nu se întâmplă, probabil că partenerul tău este doar în mintea ta. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, situația în domeniul finanțelor se va îmbunătăți semnificativ, ceea ce îți va permite să faci o achiziție majoră. La mijlocul săptămânii sunt posibile noi încasări în numerar care să contribuie la realizarea dorințelor tale. Joi, problemele cu plățele prin internet nu sunt excluse. Săptămâna aceasta a trebuit să respecti regulile de igienă foarte strict. Există un risc crescut de a te supăra intestinal grav, dar poți scăpa de asta dacă te vei spăla regulat pe mâini. Nu uita să speli legumele și fructele pe care intenționezi să le mănânci. Este util să ai un pachet de șervețele umede cu tine în caz că nu ai ocazia să folosești săpun și apă. Ți se recomandă evitarea toaletelor publice. Se poate foarte bine ca în următoarele zile să te îndoiești din orice motiv. Ți se va părea că vorbești de joabă, că stai în loc, că arăți rău și nu poți face o alegere corectă. Stelele te sfătuiesc să porți opal pe cât posibil natural, nu din cel recompus. Aceste pietre îți vor alunga complexele și neliniștile. Rodica, hai, nu te lua prea în serios. Umorul te va ajuta să construiești relațiile de care ai nevoie acum. Dănuți, este posibil copiii să aibă nevoie de sfatul tău. Încearcă să observi asta înainte să poată face ceva stupid. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Se va desfășura o săptămână dificilă deoarece s-au acumulat multe lucruri care se fac cel mai bine fără întârzierea. La începutul săptămânii este posibil concurenții sau colegii să nu te pună în cea mai bună lumină. Păstrează-te calmă și pozitivă, joacă-te cu cuvintele, zâmbește natural, nu cinic. Unele neconcordanțe la serviciu te pot bântui, dar la mijlocul săptămânii toate circumstanțele se vor schimba în bine. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, vineri, intuiția ta îți va spune care este decizia corectă în această situație. Acțiunile tale pe frontul iubirii nu ar trebui să fie prea și afirmativa. Încearcă să nu fii capricioasă și să nu găsești vina în alesul tău pentru orice ce Altfel, până la sfârșitul săptămânii, situația va deveni suficient de tensionată pentru un scandal solid cât un album duminical. Potrivit corpurilor cerești, ar trebui să te concentrezi asupra elementelor de striptiz, atât fizice cât și mentale. Încearcă înainte de culcare, nu ca de obicei, să arunci rapid halatul de baie și să te scufunzi sub plăpumioară, dar dezbracă-te sensibil și frumos. Prețioasa ta comoară va aprecia, fără îndoială, dorința de a-l distra cu un vis în patul comun. Luni și joi sunt posibile noi în numerar. Uneori riscul se plătește, dar fii atentă mai ales duminică. Această zi nu contribuie la stabilitatea financiară și nu te certa cu partenerii de afaceri. Această perioadă de șapte zile este perfectă pentru a vizita spa, saloane de frumusețare și tratamente anti-îmbătrânirea. Acordeți cât mai multă atenție. Rezultatele nu vor apare după mult timp. Doar nu uita de precauție. Mergi doar la specialiști bine consacrați, folosește produse cosmetice certificate și preparate brevetate. Urmează regulile de igienă. Acest lucru este destul de important. În această săptămână este cel mai probabil să te așezi la o călătorie neașteptată. Stelele te sfătuiesc să preachiziționezi un inel sau o brățară de coral. Un astfel de talisman te va proteja de pericolul de a întârzia la un tren sau un avion și va avea de asemenea un efect calmant într-o situație stresantă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, vei rămâne cu spiritul bun aproape toată săptămâna. Capul tău va fi plin de idei care îți vor aduce rapid profit. Te vei regăsi la cerere și aproape indispensabile în probleme de afaceri. Dar nu uita de viața personală. Arată sentimentele și cele mai bune calități, vei fi apreciată. Pe cât este posibil, cel mai bine este să te tachinezi cu persoana iubită. Faceți o întâlnire secretă și pasională. Nu face reclama relației tale față de ceilalți. Nu trebuie să se știe prea mult despre tine. Îndeamnă-ți partenerul la mângâieri prelungite în timpul preludiului, dar și după sex, te sfătuiesc astrele. Dacă de obicei după sex te întorci adorm, atunci ar trebui să faci contrariul. Și asta înseamnă reciprocitatea îmbrățișărilor și a deveni un singur întreg arbore care dă viață iubirii. Profitul tău va fi în creștere. Mai degrabă sunt posibile costuri mari pentru sexul opus, dar atunci vei face un cadou minunat pentru persoana iubită. Săptămâna aceasta nu vei fi deranjată de o dietă vegetariană. Stelele îți recomandă să lași fructele și legumele să predomene în dieta ta, să renunți la orice altceva pentru o perioadă. Dintre băuturi, apa este ideală. Cafeaua nu este de asemenea interzisă, dar în niciun caz cea solubile, numai boabe. O grevă a foamei de o zi nu te va răni dacă vizezi un rezultat maxim. Încearcă să petreci aceste șapte zile în acest fel și până în weekend vei simți că ai devenit mai energică, mai activă și mai strălucitoare. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, aparent vei găsi o creștere a romantismului și chiar a sentimentalismului în tine. Așadar, nu fi prea surprinsă dacă te regăsești dintr-o dată în cinematograf unde rulează o melodramă sfâșietoare și chiar unul de genul indian sau un roman de buzunar. Dintre pietre, perlele vor răspunde cel mai adecvat stării tale de spirit. Apropo, îți vor aduce noroc în dragoste. Mihaela, soarta îți va zâmbi până la urechi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săcetător, săptămâna promite să fie destul de activă și intensă, dar dacă dorești, profitând de circumstanțe, vor exista șansa de a realiza multe. Vei avea nevoie de calități precum diplomație și capacitatea de a preveda viitorul apropiat. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, marți este o zi bună pentru noi cunoscuți. Fii persistent în menținerea intereselor tale, în special miercuri. Atmosfera în general promite să fie calmă, ceea ce îți va permite să te relaxezi puțin. Permiteți să nu te gândești la muncă în weekend. În zona relațiilor personale, ceva plăcut te poate aștepta. Relațiile zdruncinante pot fi corectate, iar cele care nu au avut timp să se dezvolte vor face un pas important înainte. Vei fi capabile să duci un suflu nou acestora. Asigură-te că vei fi împreună cu el în weekend. Astrele îți recomand acum nu numai să-ți săruți și să-ți înfingi blând incisivii în lobul urechii lui, ci și să-i șoptești prostii plăcute, cum ar fi dragul meu războinic, ești deja pe câmpul de luptă, probabil îți lipsește iarba moale. Și dacă încă îți consolidezi cuvintele prin mângâierea corespunzătoare a ierbii pubiene, atunci efectul poate fi cu adevărat uimitor. La începutul săptămânii pot exista probleme cu partenerii de afaceri pentru a căror rezoluție va trebui să-ți folosești tot farmecul, fii deosebit de atentă cu documentele, verifică totul cu atenție înainte de semnare. Știrile pe care le vei fi primit nu vor fi reconfortante. Pentru ca totul să meargă bine, va trebui să te grăbești să faci teste și să treci examene medicale. În același timp, dacă te vei încadra în intervalul de timp alocat, vei primi servicii medicale de cea mai înaltă calitate, sub forma unor compensații pentru neplăcerele cauzate ție. Prin urmare, astrele îți recomandă să nu stai pe gânduri, ci să faci tot posibilul pentru a prinde termenul. Indeciziunea ta în această săptămână poate atinge valori anecdotice. Ai nevoie de un instrument care să te facă să te simți dacă nu chiar o câștigătoare, atunci cel puțin un adversar serios. O combinație de rubine și diamante în aur este potrivită pentru astfel de cazuri. Și atunci toate mările se vor deschide precum în calea lui Moise. Daniela este posibil să apară o sursă suplimentară de venit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn Săptămâna este favorabilă pentru activități și întreprinderi noi. Sociabilitatea ta poate duce la rezultate bune, pur și simplu să nu este un secretele la altora. La locul de muncă, superiorii vor fi destul de bucuroși de realizările tale. Încearcă să nu pierzi o propunere de afaceri interesantă joi și vei avea șansa de a-ți extinde afacerea și de a găsi noi parteneri de încredere. Vineri ai grijă să nu iei decizii pripite cu privire la viața ta personală. Acum parcă ești pe cont propriu, nu te supăra. Dacă nu ți vei mai ascunde strălucirea ta orbitoare, îți va fi mai ușor să vezi cine îți place cu adevărat. În niciun caz să nu fii de acord cu aventuri șocante și plăceri dubioase. Toate acestea nu-ți vor aduce nimic bun. Bineînțeles, este cel mai bine să te limitezi doar la un poker pe dezbrăcare, dar cel mai probabil vei fi în continuare tentată pentru mai mult. Regula de aur rămâne prevenția contraceptivă în cazul în care nu dorești să-ți înmulțești urmașii. Lucrările pe hârtie pot dura foarte mult în această săptămână, dar nu vei simți dezgust în acest tip de activitate. Problemele bancare și fiscale vor fi rapide și ușoare. Gândește-te serios la oferta de muncă suplimentară. Aceasta este o opțiune bună, promițându-ți îmbunătățirea semnificativă a situației financiare. Potrivit poziției astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, în această săptămână ar trebui să fii atentă la sănătatea rinichilor și a ficatului. Nu te automedica și nu încerca să te vindeci singură. Consultă un medic. Lasă-l să-ți spună ce se poate face exact în situația ta, în stare actuală, pentru a preveni din funcția Organe. Acest lucru va afecta favorabil starea întregului organism. Probabil că săptămâna aceasta vei cheltui timp pe o căutare constantă de chei pe care tu însă ți le vei lăsa oriunde. Pentru ca în final să nu le pierzi, astrele te sfătuiesc să achiziționezi un suport special de argint sau, bine, argintiu, un loc în care în sfârșit să poți agăța în siguranță cheile. Ar fi bine să cauți un suport decorat cu jad corean sau cu malachit. Aceste minerale ajută la întărirea memoriei proprietarului care cu siguranță nu îți va fi deprisos. Liliana, poți face un lucru foarte util ția. Să duci un stil de viață sănătos. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător, trebuie doar să calculezi în prealabil acțiunile și cuvintele tale. Căutarea unui teren de mijloc ar trebui să fie principala ta ocupație în aceste zile. Cea mai mică abatere de la singura linie de comportament restrânsă și grijulie va avea consecințe neplăcute. La mijlocul săptămânii, viața personală poate fi activată. Întâlnirea cu prietenei sâmbătă îți va face bine. Ești destul de capabilă să-ți faci viața un foc de artificii, dar ai nevoie de el și să știi cum va reacționa el artificiile tale. Potrivit poziție astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, emoțiile tale nestăpânite amenință că vor provoca certuri. Se aduiește de pentru echilibru și calm. În această săptămână, astrele tale profețesc nopți uimitori de blânde și procese sexuale ușoare. Fii cât mai relaxată și nu te teme că vei fi mușcată în cele mai intime zone. Totul va merge ca la ceas și vei fi chiar în stare să te simți precum brânza care călărește uleiul. În același timp, poți fi foarte interesată de sfera financiară a vieții tale. Știu că nu e ceva nou, dar va trebui să lucrezi mult și nu trebuie să te aștepți la profituri rapide. Fii atentă la bani, evită cheltuielile excesive. Miercuri sau joi sunt posibile ceva în casă renumerar. Săptămâna aceasta ar trebui să fie atentă la zgomot prea puternic, indiferent de sursa care o produce. Evite locurile în care muzica sună tare sau unde multă lume vorbește simultan. Ar trebui să fii atentă când asculți muzica în căști, pentru a auzi volumul ridicat nu este util. Folosește o tampoane de bumbac pentru a curăța cu atenție urechile. Protejează-ți urechile de apă și de frig. Cel mai simplu este de a folosi dopuri pentru urechi pe care le cumperi la orice farmacie. Se pare că ești obosită și nu ești într-o formă prea bună. Poartă malachit. Acest mineral are capacitatea de a tonifica sistemul nervos, precum și de a ameliora efectele stresului. De asemenea, îți va oferi posibilitatea de a controla propriile emoții. Departe de a fi întotdeauna pozitivă, poți uita de insomnia cauzată de încordare nervoasă. Viorel încearcă să fii tu gazda, chiar dacă mergi cu prietene într-o cafenea. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. Vei primi un val de forțe și te vei simți într-o formă excelentă, dar este de asemenea nedorit să fii seduse de capacitățile tale. Încredințează o parte de treburile tale partenerilor sau colegilor de încredere și păstrează cel mai important lucru pentru tine. Călătoriile de afaceri și negocierile vor avea succes joi. Informații interesante vor fi primite vineri și îți vor fi foarte utile în viitorul apropiat. Duminică rămâi cu familia. Vei avea nevoie de amabilitate și răbdare, precum și grijă acordată persoanei iubite, fără a cere nimic în schimb. El îți va fi foarte recunoscător. Pare să aibă o perioadă dificilă, dar nu lăsa să-ți arunce tot mormanul de probleme pe umer. Potrivit poziția astrelor pe astrograma tranzitului tău solar, cel mai bun divertisment erotic pentru tine este să încerci orice lucru intrigant, direct legat de conturul grațios al unuia sau altui domn, dar mai ales să încerci să o îndoi în jurul degetului. Mai departe te descurci că ești mare. Luni lipsa unui compromis financiar poate juca un truc pentru tine. Ideea de succes exprimată joi îți va permite să-ți îmbunătățești situația financiară în următoarele zile ale săptămânii dacă, desigur, te angajezi să o implementezi în ciuda rezistenței colegilor și partenerelor. Principala problema pentru tine poate fi oboseala constantă. Stelele spun că această stare poate fi un simptom al unei boli de debut. Ar trebui să te adresezi unui medic. Dacă totul este în regulă cu sănătatea ta, în orice caz, specialistul îți va recomanda ceva pentru a-ți recăpăta tonusul pierdut, astfel încât să nu pierzi timpul. Încearcă să te culci de vreme, să faci pauze în timpul lucrului. La ora prânzului ieși pentru aer curat. Vine o perioadă foarte favorabilă pentru introducerea a ceva nou în viața ta. Poți schimba locul de muncă, poți găsi o dragoste nouă sau poți cumpăra o bijuterie neobișnuită. În acest caz alege un design futurist care este clar vizibil, dar să aibă măcar un mic topaz. Silvia încearcă să promiți doar ce ce poți îndeplini. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!